cum ar veni informațiile ce urmează în minutele următoare, și anume faptul că de multe ori poate plecăm de dimineață de acasă, da, și ne întoarcem seara foarte târziu. Mm-hmm. Printre toate lucrurile astea s-ar putea să ajungem într-un loc în care avem nevoie să schimbăm machiajul. Exact. Dintr-unul de zi, într-unul de seară. Cum facem toate lucrurile astea, ne spune Ana Cucuta. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Avem tot felul de arme, ne trebuie multe la noi sau reușim așa din 2-3 mișcări? Putem și din 2-3 mișcări dacă deja avem un machiaj de zi realizat parțial, adică dacă nu avem aproape nimic aplicat pe față, atunci trebuie să avem mai multe produse după noi. Mult mai multe, dar dacă am plecat de acasă dimineață și ne-am făcut un machiaj, să zicem de zi, mai light, mai așa, cât să, nu, cât să putem ieși din casă cum trebuie, putem să-l transformăm într-un sigur de seară? Da. Sigur că da, putem să-l transformăm. Este suficient să avem un iluminator, un far strălucitor, un creion mai închis la culoare și un ruj. Măcar atât, un ruj mai închis. Și la blaș, nu? Mă gândeam că poate aici să insistăm mai mult. Măcar astea patru, măcar. Dacă nu, e suplimentar nevoie și de un blaș sau de o pudră de contur, ca să ne conturăm mai bine, pentru că seara, la o lumină mai difuză, e nevoie de o conturare mai puternică ca să se vadă forma feței și trăsăturile mai bine, într-adevăr, da. Și, uite, putem să începem fix cu treaba asta. Eu iau o pudră de contur și lucrez pe extremitățile feței, pur și simplu, pe zona frunții, la baza părului și pe zona pomeților și accentuez culoarea. Pur și simplu accentuez fără să insist foarte, foarte mult, că nu vreau să fac nicio linie maro pe obraz, dar este nevoie să accentuăm. La fel putem să accentuăm și linia mandibulei, pentru că arată foarte bine în poză, când trăsăturile sunt super definite și pe urmă așa și mai slabe și mai... Așa și dacă vine o lumină, cum ai spus tu, Ana, mai de sus, mai poate nu e atât de multă lumină în locul în care mergi, măcar să se vadă foarte bine trăsăturile. Exact, mai mult decât atât. Uite, când mergem undeva, să zicem, la o petrecere, într-un restaurant, într-o locație, la o locație de evenimente, în general culorile nu se mai văd. Corect. În schimb se vede intensitatea, alb-negru, că vedem, sau vedem ceva ce este strălucitor. Și când vine vorba de strălucitor, putem să punem pe ploapă foarte repede un far strălucitor, rapid, cu degetul. Cu degetul? Iau eu. Cu degetul iau dintr-o paletă, pur și bine, simplu. Bine, Ana, dar tu te și pricepi. Închide ochii și ia, uite, îl aplic pe ploapă. Și deja s-a transformat. Și s-a transformat de seară și mai mult decât atât. Toate particulele astea strălucitoare într-o lumină obscură arată foarte bine. Pentru că vedea imediat. Exact, se văd imediat. La orice petrecere există un reflector, un proiector, o lumină pe acolo și automat o să vadă că strălucește și totul este mult, mult mai frumos decât ar fi simplu, mat, cumva, pe ploape, cum este pentru machiaj de zi. Bun, deci am avut contouring, am avut un fard de ploape și ce ai zis că ne mai trebuie putem oare? Să mai punem un iluminator pe un pomete. Un iluminator. Exact. Dacă pentru zi nu folosim iluminator, că nu vrem la lumina soarelui, sperăm că suntem transpirate, exact. Da. Pentru seară putem să folosim iluminator. Ia, întoarce puțin în partea cealaltă și punem iluminatorul pe zona aceasta cea mai înaltă a pometelui. Întotdeauna deasupra aici, nu? Deasupra. Exact, sus. Partea asta de sus este cea mai importantă, doar aici luminăm, nu ne ducem până jos spre gură, nu ne ducem până la păr, ci pe zona asta cea mai înaltă. Culoarea trebuie difuzată. Cel mai frumos este să facem treaba asta, ea să se amestece cu restul culorilor de pe piele, dar totul să se vadă aici foarte lucios. Dacă vrem și mai strălucitor, putem să amestecăm, ia uite, cu produsul pe care l-am pus pe ploape. Nu crezi? Ai pus un pic acolo? Exact. Iau cu pensula din produsul ăsta și am pus peste și strălucește și mai tare, dacă ne dorim efectul ăsta. Ce fain. Și bineînțeles, putem să mai punem, cum ai zis tu, că îți place blașul și puțin blaș, acum la de mai pesel, multă sănătate. Exact, așa. Mai multă sănătate și înroșim și mai mult obrazul în momentul ăsta. Putem să punem chiar și aici, să știi că arată foarte bine și pe zona asta și puțin pe bărbie. Pensula de obicei și exact. Și bineînțeles, culoarea buzelor se poate schimba și acolo cred că putem pune accentul un pic mai mult. Exact. Putem să punem chiar și un ruj roșu, de exemplu. Nu, putem, nu? Exact. Dacă ținuta ne cere, de exemplu, dacă avem o rochie roșie, ar fi ideal ca rujul să fie fix aceeași nuanță cu culoarea rochiei. Dacă nu, dacă lăsăm nude. Lăsăm nude, exact. Este mai bine pentru că nu vrem să florăm nicio sorcă. Ce e foarte important, dacă punem rujul roșu, blașul trebuie să fie și el corai. Mare grijă. Dacă vrem nude, în schimb, putem să optăm pentru un creion mai închis la culoare și să accentuăm V-ul buzei și contur, adică aici, partea de aici, Cupidon, de sus, Cupidon, exact. Arcul lui Cupidon acolo, accentuăm un pic mai mult decât facem mult. Ziua. Exact. Ziua n-ar fi indicat, nu să avem un contur, se vede la lumina destul de dubios. Da, așa zic eu. Pe zi ar trebui să păstrăm ceva mai natural, mai discret. Mi se pare că adaugă și un volum buzelor. Absolut, în momentul în care accentuezi
Exact, doar să nu exagerăm foarte tare, da. Să nu mergem exact foarte tare, cum am mai văzut în multe cazuri. Trebuie să nu exagerăm cu conturul. Tot timpul când depășim buzele, trebuie să avem grijă să le depășim aici pe centru, niciodată pe lateral. Pentru că buzele noastre sunt formate din mușchi și mușchii sunt aici pe centru, niciodată aici. Dacă depășim aici pe lateral, o să pară expresia aceasta așa... Asta vedem, da, vedem foarte des asta, da. Ana. Știu, dar este greșit. Pentru că e expresia de... Nu-mi place chestia, sunt ce nasol, știi? Adică cine pare că te-ai strâns și nu că zâmbești. Exact, cine vrea expresia asta. Exact, și cine își dorește. Deci, practic, dacă vrem volum, mergem doar pe zona de mijloc și aici conturăm exact cum merge. Pe forma buzelor, natural. Maxim pe exterior putem să facem, dacă ne pricepem și ne iese, putem să ridicăm așa colțurile un pic în exterior pe efectul acesta de rush. Dacă te urmăresc, exact. M-am mai prins de la tine câte ceva. Am văzut că ți-ai făcut de câteva ori și chiar foarte frumos, să știi, că se vede. Și accentuăm cât de mult vrem. Noi, creionul aici de contur poate să fie chiar și mai închis decât atât. Dacă suntem îndrăznețe și ne dorim ceva mai închis, sigur, decizia e la fiecare. Mie îmi place tot timpul să pun peste, în schimb, ceva foarte lucios. Ce ai făcut? Pentru ai șters? Ai fost o pensulă cu care ai șters, exact, nu? Bună întrebarea ta, da. Dacă avem o pensulă mică, foarte mică, e foarte important să fie mică și îngustă, pur și simplu pe margine, dacă am greșit... Că poate suntem în mașină, poate nu reușim să facem chiar o linie corect. Da, e perfect. Cu o pensulă mică și cu puțin concealer. Dacă ai și puțin concealer, vei fix pe margine și ai făcut linia perfectă. Spune și că îți place să adaugi ceva lucios pentru că buzele par hidratate după ce par hidratate, par mai sexy. Mm-hmm. Din nou, într-o lumină de seară arată foarte bine să fie ceva lucios. Exact. Să strălucească. Și dacă mai pune și colorat, e un efect așa ca de latex, cumva, pe buze. Uite cum ai transformat tot machiajul, incredibil. Și mai ales când coafiurea ți permite, cum este în cazul ăsta, pentru că de multe ori când avem părul desfăcut, nu prea ne permitem să punem gloss, că se lipește în păr. Așa este, și trebuie să avem foarte mare grijă, dar așa cu părul prins, mi se pare foarte frumos. Pentru fetele care au părul desfăcut sau care dansează mult la petreceri și știu că nu o să aibă stare. E cazul nostru, că noi nici nu mergem, Ana, la petreceri. Maxim în sufragerie. Noi putem să punem gloss cât înțeleg. Și eu sunt la fel ca voi de Apollo. Bună ziua! Bună ziua! Ce faceți? Niște gloss pe buze. Exact. Am vrut să vă zic că azi nu se muncește, că e de liber. Ce? Da? Da, e păcat. Păi noi nu muncem aici, noi ne distrăm. Noi suntem la distracție. Cine pare muncește? Că muncește cineva? Ce tip de machiaj îi faci? Sau ce, despre ce vorbiți? Că fost Florian, am transformat un machiaj de zi într-unul de seară. Da, simplu. Am adăugat câte ceva, ia zi. Da, simplu. Ai fost atent, ia să vedem, dacă știi ce s-a adăugat. Uite, că te vede cu s-au adăugat astea la ochișor aici, că nu le avea. Așa, le avea, da, bine. Dar i s-a pus gloss pe buze pentru că știe toată lumea, ziua nu porți gloss. Exact, foarte bine. Ce naiba. Ba de bunte și se lipește. Exact. Se lipesc furnicuțele de... Deci, ești la machiaj și nu mă ieși pe mine. scuză-mă, Radu, scuză-mă. Ideea este că nu trebuie să plecăm încărcați de dimineață, da, în cazul în care avem nevoie să ne schimbăm machiajul, avem nevoie de câteva produse foarte simple pe care le purtăm cu noi. Exact. Să avem un portfart mic în care să punem lucrurile astea, în cazul în care... Tu vezi ce în care e nevoie, să avem extraordinar. Lucioase și păr. Cred că sunt foarte curioși de machiaj. Foarte mult machiaj. Da, ceva sclipicios în păr? Nu, așa are ea părul. Așa e părul. Da, tu cu ce să faci părul? Cred că folosește numai produse de la Antena 1. Vai, dragi colegi. Mulțumim tare, Ana. Iată, am învățat astăzi cum putem să transformăm un machiaj de zi într-unul de seară, în cazul în care plecăm de dimineață și mai ajungem undeva spre noapte acasă. Nu e cazul nostru, dar dacă se întâmplă, totuși măcar să știți ce aveți de făcut. Câteva produse și se rezolvă.